ziua, dragii noștri, și bine v-am găsit la ediția specială de sărbători. Eu sunt Bianca, iar împreună cu colega mea Iulia v-am pregătit o ediție specială. Bună ziua, dragi telespectatori! Alături de noi avem un invitat special astăzi, domnul dr. Adrian Copcea. Vom avea un subiect foarte interesant, partea de nutriție. Toată lumea știm că întâmpinăm uneori anumite probleme din această cauză a alimentației. Așadar, după o perioadă lungă de post, vom afla de la domnul doctor ce ar trebui să mâncăm, ce ar trebui să consumăm. Dar, pe lângă acest invitat, rămâneți alături de noi pe parcursul emisiunii, deoarece vă așteptăm cu multe surprize. Avem materiale speciale, avem o sesiune de fashion, una de beauty. Așadar, rămâneți alături de noi. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua și mulțumesc că m-ați invitat! Mulțumim și noi pentru că ați acceptat invitația noastră. În continuare, prima problemă cu care cred că ne confruntăm după această perioadă, a fost o perioadă lungă de post. Multe persoane au ținut acest post lung, au consumat în principal doar legume, iar acum, odată cu venirea sărbătorilor, s-a dat startul la alimentele mai grele. Spuneți-ne cum putem evita eventuale probleme. Această problemă este an de an o problemă nu doar a indivizilor, ci a spitalelor care se supraaglomerează. Apar în aceste perioade crizele de pancreatită, apar gastrite, apar dezechilibre ale diabetului. Deci, practic, apar crizele de gută. Există o serie de persoane care trebuie să fie atente. Ca să nu fim pesimiști, pentru că aveți o emisiune veselă și optimistă, noi toți, dacă știm că suntem sănătoși, trebuie doar să fim moderați în perioada de după post. Cei ce au ținut post se confruntă în mod clar cu o supra-solicitare a sistemului digestiv. Din acest motiv, reintroducerea practică a proteinelor și grăsimilor animale, pentru că ele sunt principala cauza tuturor deficitelor și incidentelor care apar în perioada de după post. Deci aceste substanțe supra-solicită tubul digestiv și bine să nu le aducem pe toate deodată. Nu de neglijat, alcoolul se consumă în cantități mult mai mari în această perioadă și cei care știu că au avut în trecut probleme de la alcool, e bine să fie foarte prudenți. Așadar, dumneavoastră ne recomandați să consumăm cu moderație. Însă, având în vedere că vom vedea fripturica, da, ce facem? O mâncăm. Deci toate produsele noastre tradiționale nu sunt greșite din punct de vedere nutrițional. Sunt preparate care se fac de zeci, sute de ani în bucătăria noastră românească, inclusiv răcitura, care are multe beneficii. Inclusiv aceste salate de băf, să spunem, care sunt pe masa noastră. Preparatele de carne, sigur, după ce au lipsit atâta timp, sunt o vedetă din perspectiva lipsei anterioare. Ele, de fapt, sunt marea problemă a acestei perioade, pentru că, știți, de Paști trecem pe ouă, acum trecem pe carne, pe în general. Da, așa este. Ce e de zis? Trebuie doar să nu exagerăm, pentru că tubul nostru digestiv, dacă s-a antrenat cu mâncăruri mai ușoare, eu sper că așa a fost, că cei care au ținut post au așa consumat. Așa ar fi trebuit să fie. Aceste, pentru că există în post și alimente care nu sunt deloc ușoare. Dacă vorbim de mezeluri de tip cremuri din soia sau șnițele din soia sau așa mai departe. Sperăm că s-a mers pe varianta de legume, cum tocmai specificam mai devreme. Exact, așa sper și eu. Atunci, deci, sigur, un post bine ținut predispune, dar de obicei cei ce țin mai bine postul sunt și în general mai organizați și mai atenți cu alimentația, da. Deci aș putea zice că marile probleme le au nu cei ce țin postul, ci pur și simplu cei ce în perioada de sărbători se confruntă cu o mare ofertă de produse culinare. Da, așa este. Ce mai vreau să vă întreb în ceea ce privește partea aceasta de nutriție? Dacă e o persoană cu greutate supraponderală, ce poate să facă? Toată lumea unde mergem la nutriționist, dar spuneți-ne efectiv ce se întâmplă când o persoană ajunge la dumneavoastră sau înainte să ajungă la dumneavoastră. Da, este mult de povestit, pentru că în primul rând cei ce ajung la mine în cea mai mare parte au avut experiențe, nu neapărat cu nutriționiști înainte, dar au avut experiențe de nutriție, au încercat să țină diete, au făcut multe prostii. În general, tentația umană este de a face ceva ușor și la îndemână și atunci mulți apelează la diete, că e vorba de dieta vecinei, că e vorba de o dietă pe internet, vedeți, sunt acum curente cu diete din care se scot toți carbohidrații, sunt diete care se fac disociat și toate sunt tentante, pentru că auzi oricând de o persoană care a slăbit un număr mare de kilograme rapid și faptul ăsta sună rezultat. În realitate, ce se întâmplă? Sunt foarte multe păcăleli, nu în sensul că dieta este în sine o păcăleală, păcăleli pe care le fac persoanele urmând numai bucățele de diete. Spre exemplu, cine nu e pregătit să-și scoată complet fructele, dulciurile, pâinea și așa mai departe, nu este candidat pentru o dietă de tip low carb.
E bine să-și facă întâi curățenie în alegeri, în cumpărături și abia după aia să se gândească. Deci mulți greșesc căzând în extreme. Și abia după ce fac o experiență, 2, 3, au slăbit 10 kg, au pus 15, au mai slăbit 8, au pus 20 și a treia oară n-am mai slăbit deloc, pentru că asta este tiparul foarte frecvent, din păcate. Abia după aia vin la specialist. Noi ce facem cu ei? Facem multe lucruri și consultațiile de obicei sunt lungi și așa trebuie să fie lungi, nu este indicat să... Cer scuze că vă întrerup. În momentul în care spuneți consultații, începeți efectiv și cu partea medicală. Adică se fac și o serie de Sigur că analize, da. să Acum înțeleg. fiecare are stilul lui de abordare. În general, la nutriționism, lumea este bine să meargă măcar cu un bilanț preliminar de la medicul de familie. Asta este calea cea mai simplă. O serie de analize recent, câteva investigații, este absolut normal pentru starea globală de sănătate. O persoană de obicei cu obezitate nu are doar obezitate, mai sunt probleme asociate, hipertensiune, probleme cu glicemia, cu colesterolul, care merită investigate înainte de a ajunge. Eu, de exemplu, mi-am conceput împreună cu colegii din clinică un pachet grupat în care persoana vine la analize, ulterior intră la internist, este examinat, îi se face ecografia organelor interne, apoi îl verifică endocrinologul și abia apoi îl văd eu. Asta este o modalitate de abordare multidisciplinară și noi o facem grupat și ne bucurăm că vin mulți din alte județe care rezolvă astfel cu un singur drum problema. Altfel, sigur, mergi la un nutriționist, el te va interoga, va constata că ai uneori simptome, te va îndruma către un alt medic care va descoperi care e cauza. Deci sunt mai multe drumuri. Ca și stil general, sigur, nu există o rețetă universală cum să lucrăm. Dar e bine să cunoaștem pacientul. Să-l cunoaștem înseamnă că știm cum sunt analizele, cum sunt organele interne și apoi abia intrăm pe partea de nutriție. Așadar, mai am o curiozitate. În momentul în care deja devine pacientul nostru, îmi spuneați ceva de cunoașterea acestuia. Cum vă dați seama că vă ascultă 100% și că ascultă tot ceea ce spuneți? Pentru că de foarte multe ori ne întâlnim cu situații în care au apelat la specialiști, au fost la nutriționist și în continuare clientul, pacientul, spune că nu a reușit să slăbească. În cazul de Exact. față vorbim de partea de slăbit. Și ne se întâmplă și nouă, pentru că nutriția este un domeniu cu rezultate procentual slabe. Din practic, din 10 pacienți nu vor reuși 10. Ceea ce și-au propus și de ce se întâmplă asta? Comportamentul alimentar este ceva complex. Nu este ca un tratament medicamentos, dai o pastilă și persoana o mănâncă. Trebuie Așa să este. facă alegeri, să înțeleagă, să-și facă un anumit orar de mese, și cum îl convingem noi? Eu cred că orice nutriționist bun negociază foarte mult. Este practic o negociere. Nu poți, de exemplu, să tai brusc zahărul la persoana care mănâncă foarte mult zahăr. De aceea mulți se miră că eu las întotdeauna meniul ciocolata sau las anumite dulciuri, nu orice dulciuri. Deci, practic, lucrez foarte mult cu persoana pentru a găsi calea care funcționează. Deci nu există o secretă universală. Sigur, suntem împotriva oamenilor care scot o dietă din sertar și o dau. Sunt oameni care chiar fac asta. Iau o hârtie și încep să mănânce după o hârtie. Da, Eu nu lucrez așa, eu așa personal. este. Am auzit și eu și cred că toată lumea a întâlnit foarte multe cazuri. În momentul în care căutăm pe internet dietă de slăbit, scriem repede, găsim o dietă și începem să o urmăm. Spuneți-mi dacă considerați că e un lucru bun acest lucru sau totuși ar trebui să mergem la specialiști. Este un lucru foarte rău, în ce sens, și m-am luptat ani de zile cu dietele. Primul lucru este că nu înțelegi ce faci. Sigur, îți poate cineva spune să mănânci dimineața un iaurt, la prânzul nou fiert și o salată, seara o carne de pui cu salată. Ei, Da, cu ce pe putem bune. greși cu astfel de dietă? Poate fi, de exemplu, mult prea drastică pentru o persoană și atunci, dacă dieta este prea drastică, intervine o acomodare. Scade foarte mult metabolismul bazal ca adaptare. Și chiar dacă dieta e ținută o săptămână, două, trei, ulterior va reveni o senzație intensă de foame și se vor recupera kilogramele bani mai mult. Pe când o dietă inteligentă cuprinde o restricție moderată. Deci, practic, la o persoană, să zicem, un bărbat de 1,90 m și 120 de kilograme, sigur, meniul nu va fi de cel pe care l-am zis, Același, care are sub da. 800 de calorii, ci îl vom dirija undeva spre 2000 de calorii. Vom înțelege cum e satietatea, cum e apetitul. Este mult de lucru și asta poate părea dezarmant, dar cu un nutriționist bun găsești rapid căile. Pentru că orice om sigur a greșit undeva când s-a îngrășat. Sigur, sigur. Da, cu siguranță acest aspect vreau să-l specific și să-l subliniez, faptul că dietele care apar la mod general nu sunt pentru toată lumea. Adică fiecare are un tip de corp, un tip poate chiar și de antrenament, că merge un pic, Sigur. contează foarte mult și partea aceasta de sport. Așadar, fiecare ar trebui să-și facă planul nutrițional în funcție de caracteristicile pe care le are. Acum am vorbit de partea aceasta de slăbit, dar ne mai confruntăm cu o problemă în momentul în care suntem prea slabi.
spuneți-ne în acest caz ce putem să facem sau se poate apela la un specialist, la un nutriționist? Deci eu cred în cazul că acesta este exact domeniul în care nu merge nici cum fără specialist. Și de ce se întâmplă asta? Pentru că este greu să te îngrași. Există, chiar de curând a fost o conferință la Cluj, există anumite gene, zicem noi, genele care se opun îngrășării. Deci cei care sunt slabi constituțional au problema asta. Se intervine. Nu există, și mai dau exemplu ăsta așa în glumă la cabinet, nu există un actor la Hollywood care trebuie să se îngrașe pentru rol sau să slăbească și să nu reușească. Dacă faci ceea ce trebuie, se întâmplă. Regimul de îngrășat respectă niște reguli, necesită niște tipuri de antrenament, pentru că nu vrem să punem burtă, ci vrem să punem masă musculară și să punem global în greutate și nu grăsime. Și atunci e nevoie ca substratul să fie foarte bun, alimentele trebuie să fie de foarte mare calitate. Eu am și lucrat într-o perioadă cu sportivi care aveau nevoie de o anumită categorie. Sigur că nu am indicat șnițele și cartofi prăjiți. Am făcut un program inteligent, am intervenit și cu suplimente când a fost cazul. Deci este de lucru. Meniul trebuie să fie hipercaloric, echilibrat, de calitate și foarte, foarte urmărit în timp, pentru că cei slabi la un moment dat zic nu mai pot, nu mai pot. Și atunci pur și simplu trebuie deschise ușițele stomacului încât să intre mai mult, între ghilimele. Aceste modificări sunt de fapt hormonale. Deci cumva trebuie să inducem, eu lucrez mult cu calorii mai lichide la persoanele slabe, în sensul că e mult mai ușor să consum, să spunem, un suc natural decât să faci efortul să consumi o carne, de exemplu, care se și digeră greu și care nu îngrașă așa de mult. Deci este de lucrat, sunt alimente care se folosesc. Dar se poate, nu e se imposibil. Se poate, dar e de lucru. Marile satisfacții ale mele sunt cu cei slabi care s-au îngrășat. De asta vreau să vă întreb, care sunt cazurile mai grele în momentul, făcând o balanță și discutând despre aceste două aspecte, momentul în care dorim să slăbim sau momentul în care dorim să ne îngrășăm, să punem masă musculară, mai bine spunem așa, decât îngrășat? 100% cazurile de îngrășat sunt mult mai grele, de îngrășat între ghilimele, de creștere în greutate. Cazurile de slăbit iarăși sunt grele, dar din ce perspectivă? Oricine și cu orice dietă se poate slăbi. Și asta am mai spus-o, chiar și dieta aceea de pe internet, o ții o săptămână, slăbești 2-3 kg în prima săptămână, ți se pare că ai slăbit și că a funcționat. Și nu a funcționat, nici n-ai slăbit. S-a dus apă, s-a golit stocul de glicogenificat, există niște modificări cunoscute care, într-adevăr, când te sui pe cântar, nu știi ce înseamnă, nu știi cât din sectorul gras s-a dus, cât din masa musculară, de multe ori se duce masa musculară. Da, deci este de lucru la dietele acestea, să spuneam, în perspectiva medie și lungă. Deci poți slăbi cu orice, dar cum îți menții rezultatele? Cea mai mare... acesta e un alt aspect de care vreau să amintesc, pentru că foarte multe persoane țin dietă o anumită perioadă, însă nu schimbă stilul de viață. Și din punctul meu de vedere, consider că ar trebui schimbat un stil de viață astfel încât să ne menținem la aceeași greutate sau să avem rezultatele dorite. Și atunci ce facem în momentul în care ținem, știu eu, o săptămână, o lună, două luni o dietă și apoi revenim la vechile obiceiuri? Ce se întâmplă cu organismul nostru? Aici n-aș fi nici pesimist, nici optimist. Prima dată, dacă o persoană vine la mine, sigur mă întreabă, voi slăbi lent? Nu vei slăbi lent. Nu. Asocierea asta între a merge la nutriționist și a slăbi lent nu e bună, pentru că nutriționistul nu vrea să slăbești lent. Nici renumele lui nu va fi mai bun dacă slăbești un kilogram pe lună. Da, nu interesează pe nimeni. Toată lumea vrea rapid, vrea astăzi. În schimb, toți spun, sigur, și e uman, e de înțeles. Oricare din noi, dacă avem o problemă de greutate, am vrea mâine să se ducă. Dar ca să se ducă inteligent, trebuie și eu, cred foarte, foarte mult și cunosc în detaliu și am studiat, reglajele greutății. Noi, practic, trebuie să ducem organismul în această stare în care el să vrea să slăbească, să consume grăsimea. Ceea ce se întâmplă și cu sport și cu un meniu suficient de inteligent, deci nu se întâmplă atât de ușor. Numai tai mâncarea și ați văzut, v-am zis mai devreme, dacă o tai prea tare, iar nu-i bine. Dacă tai prea puțin, nu slăbești. Dacă tai prea mult, apar frustrări. Deci este pur și simplu o activitate de lucru, de a-ți cunoaște corpul. Sigur, cei care fac mari greșeli, cei consumă, nu știu, sucuri în cantități mari, fast food și așa mai departe, prin simpla eliminare pot slăbi frumos și putem găsi alternative, să spunem, tot preferabile gustativ, dar mai puțin, cu impact mai mic pe greutate. Deci eu zic, este greu să îngrași o persoană, este greu să slăbească și să mențină bine rezultatele de una singură. Mulți, de asta ne și spun, domnule doctor, eu vreau să vin pentru că am mai slăbit cu dieta ABC, de data asta vreau să slăbesc mai deștept, vreau mai durabil, deci sunt gândiți-vă ce dezamăgire e să faci o dietă, să slăbești 15 kg și să pui 20. Deci finalul acelei diete este pentru mine primul lucru pentru care o persoană trebuie să nu țină nicio dietă. Să se gândească ce se întâmplă
după ce se termină acea dietă în care și-a tăiat fructele, zahărul, alcoolul, tot. Așa este, aici subliniem faptul că ar trebui o dietă, practic la un moment dat, să devină un stil de viață, adică încurajăm stilul de viață sănătos. Ceea ce vreau să vă mai întreb, făcând așa o pondere, între partea de sport și partea de nutriție, dacă puteți să-mi spuneți care considerați dumneavoastră că e mai importantă. Pentru că, de foarte multe ori, auzim cazuri, eu alerg toată ziua, eu fac sport toată ziua, nu slăbesc. Este una din cele mai bune întrebări și se studiază și s-a studiat, am și scris pe tema asta, sportul în sine nu slăbește. Toate cercetările care s-au făcut pe această temă au documentat faptul că dacă faci sport și nu schimbi nimic în alimentație, se activează alte circuite și organismul va recupera. Gândiți-vă că noi toți, voi sunteți mai tineri, am făcut sport în școală. Cei care aveam anumite greutăți, tot aceeași greutate aveam. Și cei slabi, și cei grăsuți. Așa deci, practic, practicarea unui sport nu are nimic de a face cu slăbitul. Nu are nimic de a face. Ce are de a face cu slăbitul? Există anumite tipuri de mișcare și eu sunt dintre cei care lucrează mult, inclusiv pe partea de mișcare. În ce sens? Ca și recomandări. Un nutriționist, dacă spune fă mișcare și asta e tot ce ți-a spus legat de mișcare, greșește. Pentru că este tipuri și tipuri de mișcare. Așa este. Diferitele tipuri de mișcare și le cunoașteți că lucrați în domeniu și știu că aveți activitate. Activează diferite circuite. Ca să forțeze organismul să consume grăsime, care este cam al treilea combustibil preferat, după glicogen, după proteine, trebuie să induci o anumită stare și e nevoie de un cardio moderat, spunem. Un cardio foarte intens se asociază mai greu cu slăbitul decât un cardio moderat, vorbind de partea aceasta. Activitatea musculară, iarăși, o activitate musculară foarte intensă, sigur și urmată de un meniu, va duce la creșterea de masă musculară. Dar o activitate musculară moderată are niște efecte metabolice, ameliorează răspunsul organismului la insulină. Deci, dacă folosim inteligent activitatea musculară, activitatea care crește pulsul, cum spunem noi, cardio, obține rezultate extraordinare, deși sună, să spunem că nu sună atât de dur. Spunem, uite-te, 30 de minute de mers pe jos pe zi, eu garantez oricui că aduc rezultate mult mai bune decât 2 ore de sport foarte intens la sală. Și am mai spus-o, nu e un secret, dar cineva trebuie să lucreze cu acești parametri. De aceea mulți sunt dezamăgiți. Fac un sport intens și nu slăbesc. Merg, am transpirat o oră, am alergat o oră, nu slăbesc. Pentru că nu slăbește activitatea sportivă intensă. Da, am înțeles. Aceasta era și părerea mea și o mențin în continuare. Din punctul meu de vedere, este important sportul, dar nutriția, făcând un procentaj, consider că are un aport de 80%, cel puțin în acest proces de slăbire în principal, dar și de creștere a masei musculare. Iarăși un aspect foarte important și o situație cu care cred că fiecare s-a întâlnit în momentul în care o persoană a avut o anumită greutate, a crescut de la greutatea respectivă, poate chiar s-a ajuns la obezitate, dar nu apelează la un specialist din rușine, din faptul că el se consideră bolnav. Putem să v-ați întâlnit cu vreo situație de acest gen? Vreodată la modul că nu consult un nutriționist, deoarece n-am nevoie să merg la medic, nu sunt bolnav, reușesc eu să slăbesc singur. E o temă interesantă. Eu cred că mulți își neagă propriei persoane problema de greutate. Deci sunt persoane, asta am întâlnit foarte des la cabinet, persoane care s-au îngrășat și din momentul X au spus eu de aici încolo nu mă mai cântăresc. Și ne spun ce greutate vă amintiți, nu m-am cântărit de 2 ani. Ce greutate aveați? 90, când îl urcăm pe cântar are 110. Deci până la a își pune problema că e rușine să mergi la nutriționist, că e rușine să mergi la psiholog, o altă profesie care, din păcate, are acest dezavantaj că lumea, cum să spun, nu vrea să se auto-eticheteze ca fiind bolnavă. Probleme de greutate pot fi boală, pot să nu fie boală, cineva trebuie să tragă o linie, de obicei un bilanț medical, așa cum îl și recomand eu. Și nu cred că inhibiția este acolo la a te adresa pentru că ți-e rușine, ci cred că pur și simplu persoanele cu greutăți foarte mari își neagă la un moment dat, își spun, și asta am uitat să zic mai devreme, când spui unui om să-și schimbe viața, sună dezarmant, eu vă spun din start, dacă îmi spuneți mâine să-mi schimb viața, e greu, s-a mai spus, e greu să schimbi alimentația, să schimbi viața. Da, așa este. Pe când, dacă discuți bine cu un om, și eu lucrez cu psihologi, și de multe ori ei au impactul mai mare asupra persoanei. Asta vreau să vă întreb, e necesar să apară și un psiholog în partea aceasta, în procesul acesta de schimbare a stilului de viață, stilului alimentar?
este foarte important de înțeles care circuite activează la fiecare persoană. Că mulți, de exemplu, se îngrașă din depresie, unii se îngrașă din mâncare emoțional, mulți din plictiseală, mulți din oboseală, de exemplu. Dacă sunt probleme de comportament, sigur, un psiholog lucrează la motivație. Poate să pună întrebări simple, să găsească remedii simple, să te cunoști. Eu nu lucrez întotdeauna cu psiholog, dar sunt cazuri unde consider că este cazul și zic, uite, nu trebuie să insistăm neapărat acum pe mâncare, hai să rezolvăm partea de stres, partea de odihnă, dacă poți. Deci eu cred că sunt, și am lucrat foarte bine cu psihologi de-a lungul timpului, sunt de mare ajutor, dar nu obligatoriu. Deci, practic, sunt și persoane absolut normale, să zic, cei mai mulți pacienți mei sunt între 35-45 de ani, persoane deja realizate profesional, dar care în ultimii 10 ani și-au sacrificat viața pentru profesie. S-au îngrășat și nu neapărat mulți au probleme, să spunem, de patologie, pur și simplu mănâncă complet aiurea, nu mănâncă toată ziua și mănâncă noaptea. Deci, hai să spunem că la cele persoane nu le îndrum la psiholog, ci pur și simplu caut soluții să le remedie. Să le schimb remedie. Stilul de viață. În altă ordine de idei, vorbeam de persoanele cărora le este probabil rușine să recunoască sau preferă să ascundă acest aspect, dar mai sunt și alte persoane care se plac așa cum sunt, adică intră în zona aceea de confort și nici măcar nu conștientizează. În cazul acesta, ce recomandați? Adică sunt foarte mulți tineri, am observat chiar și copii, nu doar tineri, adică sub vârsta adolescenței, care se confruntă cu această problemă. Părinții nu știu dacă neapărat conștientizează, însă nu îndrumă nimeni. Ce ar trebui? Considerați că ar trebui introdusă în școală o materie legată de alimentație sau... Da, chiar de curând am mai dat un interviu în presă și era o întrebare foarte bună acolo. Cum alegem alimentele? Și când am început răspunsul, deja umplusem o pagină de Word și spun, dar este mult prea mult, sigur ar trebui cumva intrat în școală, s-a intrat în detalii ca să știm cum citim eticheta, ce alegem, de ce, ce ne aduce... nu știu, o sursă de carbohidrați, ce ne aduce o sursă de proteine. Deci e nevoie de informații de genul ăsta. Nu știu ce să spun legat. Cred că un psiholog ar fi bine de întrebat. Cum putem lucra cu un pacient care se acceptă, să zicem, și noi ne uităm la emisiuni TV și vedem persoane din America cu greutăți de 300 de kilograme și te întreb cum a ajuns la 300? Cum de nu s-a sesizat la 200, la 150? E foarte greu. Există, cred, niște fenomene absolut mentale care duc acolo, își neagă boala, își neagă problema și nu îi poți forța până când nu apare o problemă gravă de obicei. Ori un infarct, bărbații de obicei... O problemă medicală, exact. Adică mai mult decât aspectul fizic. Exact, pentru că partea de estetică, să spunem că fiecare ne acceptăm cum suntem, da. Sau nu, în fine, că foarte mulți totuși sunt nemulțumiți de propriul aspect, deci cei mulțumiți sunt o minoritate. Dar, de exemplu, la bărbați, cred că mult mai mare impact are, să zicem, un infarct miocardic. Atunci el trage o linie și spune, de acum nu mai fumez, nu mai mănânc atât de prost, și așa mai departe. La femei, femeile sunt mai tenace, au o altă abordare a problemelor, sunt atente la diametre, la forme, deși ele sunt mai motivate de aspectul fizic. Bărbații sunt și. Dar, în general, eu niciodată nu sperie o femeie care mi s-a adresat, că nu am de ce. Pur și simplu facem un bilanț, vedem ce nu e regulă. Dar la bărbați, cred că merge vine un moment când... partea aceasta, da, având în vedere că noi, fetele, de multe ori suntem mai mult interesate de aspectul fizic, probabil că vă e și mai ușor să lucrați cu o femeie, sau? Nu, deci nu e o regulă, femeile sunt mai ascultătoare sau bărbații... Nu, au alt stil de a lucra. De exemplu... Putem lucra, să spunem, pe niște principii de alimentație și constatăm, de exemplu, că femeile, ele fiind și gospodine, trebuie să fim corecți, procentual, mai gustă femeile acolo gătesc, din mâncare, gătesc mai mult, au mai multe mijloace. De multe ori femeile îmi vin cu teme pe variațiuni pe meniu, pe când bărbații îmi spun, am mâncat exact ce mi-a zis. Deci dacă am negociat, da, încă o dată, eu nu scot niciodată o hârtie din sertar, eu negociez, văd ce orar are fiecare, ce preferințe și alcătuiesc. Ei, bărbații de multe ori îmi zic, nici l-am mai scris pe caiet, că eu cer un jurnal alimentar în care monitorizăm ce am mâncat fiecare. Și pe ele le analizăm la o lună, la două luni și așa mai departe. Ei, femeile îmi explică multe rețete, multe subtilități, bărbații. Noi tot timpul mai avem ceva de adăugat sau ceva de... Și nu e rău. Da, nu e rău. De multe ori da rezultate pozitive, poate combină un pic și la gust. Reușim să schimbăm puțin dieta, dar în sensul pozitiv, cum spuneați și dumneavoastră. Un ultim aspect, pentru că ne aflăm și ne apropiem ușor de finalul acestui moment, ceea ce vreau să vă întreb, am și pomenit mai devreme, dacă ar fi o soluție, având în vedere că tot mai des ne confruntăm cu acest caz, dacă ar fi o soluție introducerea în școli, poate chiar în grădiniță, a unui plan de alimentație corect sau unei ore sau educație pe partea aceasta de alimentație. Mult timp am lucrat cu grădinițe, am colaboratoare dietetice care colaborează, am făcut și o tabără de copii. Cred că la copii o mare
un mare impact îl are exemplul. Deci nu neapărat să-i chemăm la oră și să le vorbim teoretic despre legume, ci pur și simplu Trebuie îi să mă văd duc ce și mănâncă la acasă, grădiniță. Ei da? percep grădinița și ca o autoritate. Dacă la grădiniță primesc ceva nepotrivit și merg acasă și părintele spune nu mai mânca acel lucru, copilul are autoritatea grădiniței și spune dar am mâncat la grădiniță, de ce bun? Este de lucrat la meniurile de grădiniță. Aici politicile sunt complicate. Știu cum e situația și la Cluj, știu cum e în privat, dar eu zic că e bine ca exemplu, vedeți, au fost campaniile lui Jamie Oliver care mi-au Da. plăcut întotdeauna și am colaboratoare în aceste demersuri. E mai frumos să faci plăcută nutriția, să mergi în rândul copiilor. Noi mergem aproape în fiecare an la școală altfel cu lecții, între ghilimele, de nutriție. Altfel intri în relație Astfel cu încât copilul, să nu o neapărat prin niște perceapă ore. ca fiind ceva pozitiv, un stil de viață pozitiv, nu neapărat ce trebuie, un stil de viață care ar trebui să schimbe viața. În sensul Nu, nu poți acesta. vorbi de stil de viață la copil, că îi sperii. Deci, pur și simplu, ei trebuie să se mândrească că au gătit ceva, că au mâncat legume, că înțeleg. Sunt multe tehnici psihologice aici la copii. E mult mai mult de lucrat la psihicul copilului. De multe ori, când mai avem consultații cu copii, eu mai puțin în ultima vreme, dar am colegele care lucrează mult cu copii, trebuie să lași copilul să aibă impresia că el a ales. Deci tu îi pui două, trei variante și el, când va alege el o variantă, va fi foarte mândru că a ales. Va zice, dimineața voi mânca și îți spune el. Și Da, atunci lucrezi mai asta. ușor. Este de lucrat cu copii, dar ca idee, eu cred că foarte important e ce vede copilul în casă. Nu poți să Deci, mănânci chipsuri și exemplu. să-i spui copilului nu mânca chipsuri. Da, Deci este așa important ce este. se întâmplă în familie. Dragii mei, noi sper că v-am convins cu privire la acest aspect. Dacă cumva întâmpinați probleme pe partea de nutriție, nu uitați, consultați un specialist, indiferent că doriți să slăbiți, indiferent că doriți să vă îngrășați și mare atenție cu produsele în această perioadă de sărbătoare. Nu uitați, consumăm cu moderație. Domnul doctor, noi vă mulțumim încă o dată pentru acceptarea invitației. Probabil vă veți mai întâlni cu domnul doctor. Vă așteptăm și nu uitați, rămâneți alături de noi. Urmează un material special. Haideți să vedem cum ne-am antrenat noi de sărbători, ce ar trebui să facem la sala de sport dacă tot am intrat în domeniul acesta al nutriției și sportului. Așadar, în continuare vă invit să urmăriți un material. Bianca mi-a făcut o surpriză, spunea și domnul doctor de partea aceasta de sport. Într-adevăr, eu mai am un hobby. Hobby-ul meu este sportul, partea de fitness, partea de aerobic. Așadar, haideți să urmărim un material și revenim după aceea. Bună, dragii mei, ne aflăm la Alverna Spa, unde o vom găsi pe Iulia, care se antrenează și vom merge să-i facem o surpriză pentru a vedea cum se antrenează ea de sărbători. Antrenezi tu de sărbători să-ți menții Da, silueta. m-ați prins la sala de sport. Uite aici cu fetele, noi facem un antrenament la Alverna Spa. M-ați nimerit la o clasă de step. Fetele, vedeți că lucrează și fără mine. Hai, Bianca, încerci și tu? Încerc, dar nu Haideți promit să vedem. nimic. Încă 4, 3, 2 și pregătești un V-step. 1, 2. Foarte bine. Ultimele 4, 3, 2. Rămâi în marș pe sol. Inspirăm și expirăm. Pe lângă step, puteți observa și în spate, lucrăm și cu mingiuțele, avem și un antrenament de fitball,
unde vreau să o provoc pe Bianca, să vedem ce zice. Magic! Ne aflăm la un antrenament de tip fitbol, cu mingiuțele de fitbol. E recomandat tuturor categoriilor de vârstă. Vedem în dreapta, avem și persoane mai tinerele. Și persoane începătoare. Și persoane începătoare, da, Bianca e începătoare, dar garantat la următoarele ediții deja va fi la nivel avansat. Așadar, haideți să începem. 4, 3, ții spatele drept. 2, sus, ridici. 1, 2, 3, 4 și 4 interior. Brațele sunt încordate, inspirăm și expirăm. Întins lateral. Având în vedere că am finalizat antrenamentul, Iulia ne va arăta ce alte servicii vom găsi la Alverna Spa. Haideți să vedem. Vom merge să dăm un tur al piscinei și partea de saună. Cred că toată lumea are nevoie și între sărbători și de sărbători de partea aceasta de relaxare. Așa că haideți să mergem. Poate rămânem și noi, dacă tot am făcut antrenament, poate rămânem și noi la partea aceasta de spa și relaxare. Odată ajuns aici în centru spa, în zona de spa, observăm că puteți beneficia și de masaj, de partea de saună, este sauna atât umedă cât și sauna uscată, partea de jacuzzi și bineînțeles unde Bianca este deja partea de piscină. Cei drept trebuie să recunosc, nu am costumul de baie la mine, că altfel aș fi testat apa. Da, e ușor adâncă, se țin și cursuri de not și cu adulți și cu copii, poate fi folosită și pentru partea de relaxare. Ne mergem mai departe să vă prezint și partea de fitness. Sala de fitness e formată din 3 încăperi, e foarte spațioasă. Încăperea pe care tocmai ați văzut-o înainte de antrenamentul de aerobic, cea de-a doua încăpere și încăperea din spate, unde găsim aparatele unde se poate face cardio. Cum specificam, în perioada sărbătorilor s-ar putea să punem un pic de burtică, așadar cu siguranță va trebui să venim ulterior să o dăm jos. După cum ați văzut în materialul anterior, i-am făcut o surpriză Iuliei la sală, unde am văzut cum se antrenează ea de sărbători. Să nu uităm că în această perioadă este importantă atât nutriția, cât și sportul. Da, dragii mei, noi susținem stilul de viață sănătos. E foarte important să nu uitați să treceți pe la sala de sport, să țineți cont de ceea ce veți consuma în această perioadă aglomerată. Toată lumea va avea mesele îmbelșugate, așadar nu uitați, consumăm cu moderație, suntem foarte atenți la nutriție și la partea de sport. În continuare, vom lua o scurtă pauză de publicitate, însă rămâneți alături de noi, vă așteptăm cu alte surprize. Vom avea un material foarte interesant despre ținutele noastre în perioada aceasta de sărbătoare. Așadar, rămâneți cu ochii pe noi!